O vulpe înfometată a început să-și caute de mâncare. Se gândește ea, unde aș putea să-mi potolesc foame? Știu, la căsuța din vale, acolo sunt multe orătenii. Și s-a pornit și să se uite pe după gard. Când bagă capul, ce vede, ce puișor dolofan, ce boboce-i drăgălaș, cred că o să mă înfrupt acoș cu un bobocel și nu mai s-a făcut să-l prindă. Și a simțit-o un dulău, vulpea a luat-o la fugă și hai să fugă ea spre deal. Fuge și acolo se ascunde așa după un butuc de viță de vie. Și o vede o gaiță. Ce faci, vulpe? Dar iată, vreau să ajung niște poamă, un ciorchine de poamă. Dar ce, ești la regim? Da. Ce, nu-ți mai place carnea? Carnea îmi face rău la stomac. Eu vreau să mănânc ceva mai ușurel, un strugure de poamă. Dar cum se făcea ea să ajungă în sus? Hop, și dădea numai cu nas, hop așa. N-a mai putut mânca struguri și a pornit vulpea supărată. Dar cine menciunește, pătimește vulpea și strugurii.